Continuăm să citim din Luca, din capitolul 15, versetele care nu au mai fost citite, și anume de la versetul 25 în continuare. Evanghelia după Luca, din capitolul 15, de la versetul 25. Fiul cel mai mare era la ugor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru cuvântul dăruit până aici și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze tinerii, să poată sluji, să poată lăuda pe Dumnezeu, să-L poată găsi pe Dumnezeu și Dumnezeu să le dea mântuirea tuturor. Pilda fiului risipitor este o capodoperă a literaturii biblice. Cred că este unul dintre cele mai frumoase pasaje din Sfintele Scripturi, cea mai frumoasă istorie, cea mai frumoasă poveste, dacă vreți. Dar ea prezintă drama unei familii, drama unei vieți, drama unui tânăr, drama unui tată. Însă, chiar farmecul acestei povestiri ne poate împiedica să-i descoperim esența, miezul. Știți că din pricina copacilor nu putem vedea pădurea. Și cam asta se întâmplă de multe ori. Ce pot să vă spun este că subiectul central al acestei pilde este fiul nerisipitor. Noi întotdeauna punem accentul și e bine să vorbim despre fiul risipitor, de ce a risipit el. Dar să știți că esența acelui mesaj a fost fiul nerisipitor, de aceea eu în această seară, dacă fratele Bogdan a vorbit despre fiul risipitor, eu vreau să vă vorbesc, să vă aduc în atenție ceva legat de fiul nerisipitor, de fratele fiului risipitor. Pilda aceasta face parte dintr-un grup de trei pilde rostite în Luca, în capitolul 15. Și dacă citim primele două versete din capitolul 15, înțelegem mult mai bine contextul, pentru că este un context special. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta și urmează trei pilde. Ca replică la obiecțiile lor, la criticile lor, la acuzațiile lor, Iisus le aduce trei pilde și eu le prezint pe scurt. Pilda cu oaia pierdută și recuperată. Un om avea 100 de oi, pierde una din ele și dacă cineva pierde o oaie, ce zice? Are de cât. S-a pierdut, să-i fie de bine. Așa face un om normal? Un om normal, dacă a pierdut ceva, se duce și caută și ținta lui, obiectivul lui, scopul lui este să găsească, să caute până găsește. Și apoi când a recuperat oaia, ce face acest om? O pune cu bucurie pe umeri și bucuria nu poate ține doar pentru el. E o bucurie atât de mare încât cheamă pe prieteni, cheamă pe vecini să le împărtășească bucuria. Ce fac vecinii și prietenii? Se bucură împreună cu el. Asta e normalitatea. Și Domnul încheie această pildă spunând: la fel vă spun că este bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește mai mult decât pentru 99 de oameni
neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Și se termină prima pildă. Domnul Iisus vine cu un alt argument. Pilda cu banul pierdut. O femeie avea 10 lei de argint, 10 bani de argint. Și pierde unul din ei. Și când un om pierde un ban, nu zice așa-i trebuie, n-are decât. Ea face obiectivul ei principal recuperarea acelui ban, găsirea acelui ban și începe să măture și începe să caute și lasă totul la o parte pentru că obiectivul ei principal este să găsească banul și până nu-l găsește, femeia aceasta nu se oprește. Asta înseamnă normalitate, asta gândește un om normal. Și când găsește banul, se bucură. Dar bucuria aceea este așa de mare încât ea spune și prietenilor și vecinilor ei, le cheamă pe toate și le spune, uite, am avut un ban, a fost pierdut, l-am găsit, bucurați-vă împreună cu mine. Și Domnul Iisus încheie și pilda aceasta și le spune, tot așa este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu când un singur păcătos se pocăiește. Și urmează a treia pildă, al treilea argument. A treia replică a Domnului Iisus la acuzațiile fariseilor și cărturarilor. Pilda fiului risipitor. Un tată avea doi fii și unul într-o zi devine un fiu risipitor, un fiu răzvrătit, rebel și el este declarat pierdut. De data aceasta tatăl nu trimite pe nimeni, nu-l caută tatăl, dar într-o zi fiul se întoarce acasă. Ce-ar face un om normal? Ce-ar face un tată dacă fiul lui, risipitor într-o zi, se întoarce acasă? Să se pocăiască, să-și recunoască greșelile, să-i ceară ajutorul. Ce-ar face un om normal? Care-i normalitatea? Pentru că asta vrea să spună Domnul Iisus și prin pilda aceasta. Și e normal că tatăl l-a primit cu bucurie pe fiul acela, a făcut sărbătoare, a făcut ca bucuria aceea să fie împărtășită, nu putea să o țină doar pentru el. Și el a spus să facem sărbătoare, bucuria asta, chemăm vecini, chemăm prieteni, chemăm servitori, facem sărbătoare, pentru că e sărbătoare, e bucurie. Numai că, din toate cele trei pilde, asta e singura pildă care vine într-un mod direct și ne mai arată ceva. Că, din păcate, tatăl acela avea un alt fiu, nerisipitor, care este atât de supărat, care este atât de indignat, care este atât de răzvrătit, încât nu vrea să participe la sărbătoare. Ei bine, fiul nerisipitor nu e altceva decât imaginea fariseilor și cărturarilor. Cei doi fii ai acelui tată nu sunt altceva decât simbolul a două extreme care pot exista în viață. Prima extremă este extrema libertină, extrema liberală, a promiscuității, al dezinhibiției, al desfrâului, a imoralității, a libertății. Și este o extremă periculoasă, reprezentată prin fiul risipitor, care și-a bătut joc de bani, și-a bătut joc de viața lui, de trupul lui, de tinerețea lui, de timpul lui, de demnitatea lui, de vrednicia lui, de numele familiei, de reputație, de tot și-a bătut joc, a călcat totul în picioare. Și reprezintă o extremă urâtă, gravă. Dar pe de altă parte există o altă extremă. Și o să vă las pe voi să apreciați care este mai periculoasă din cele două extreme. Cealaltă extremă este extrema legalistă. Extrema legalistă, religioasă, exclusivistă, rigidă, necruțătoare, dură. Și o să vedem ce se întâmplă aici. Iisus nu tolerează păcatul. Iisus nu spune ce face sau ce a făcut fiul risipitor cu banii, cu timpul, a făcut bine. El nu se compromite, el nu spune fac bine vame și păcătoși și femeile desfrânate, fii risipitori. El nu spune asta. Dar el spune că dacă acești oameni se pocăiesc, Dumnezeu îi primește. Însă fariseii și cărturarii nu îi mai primeau, nu le mai dădeau nicio șansă.
Și aici intervine problema legalismului, când nu mai dăm nicio șansă, când noi spunem, da, dar dacă nu e așa, nu mai poate fi iertare. Păcatul acesta nu iertat, atitudinea asta nu iertată, persoanele astea nu pot fi iertate și oamenii au tot felul de liste și aveau listele acestea și spuneau, numai noi suntem iertați, numai noi suntem mântuiți, ceilalți sunt toți niște pierduți. Farisei nu-i acceptă pe fiii risipitori, nu-i acceptă de fapt în niciun fel pe păcătoși. El vedeau pe Iisus că stătea la masă cu vameșii și păcătoșii. Și de atâtea ori cârteau. Și pilda asta este îndreptată în mod expres asupra lor, asupra atitudinii pe care aceștia o aveau. De aceea eu îmi pun câteva întrebări. Este oare periculoasă extrema legalistă? Fariseismul este periculos? Fariseii erau partida cea mai îngustă, erau oamenii conservatori, înguști, oamenii religioși, oamenii foarte stricți. Și nu era rău în asta că ei posteau de două ori pe săptămână, că ei dau zecială din tot venitul, că ei păstrau toate ritualurile, erau foarte meticuloși, foarte atenți, cu toate datinile strămoșești. Regulile pentru ei erau reguli, erau foarte disciplinați. Dar este legalismul sau fariseismul o problemă majoră? De ce toți ceilalți din Israel s-au pocăit și s-au botezat? Când Ioan Botezătorul a venit cu mesajul pocăinței, când a venit cu botezul pocăinței, tot Israelul l-a crezut, a acceptat botezul și au recunoscut păcatele, le-au mărturisit, s-au pocăit, s-au botezat. Din tot Israelul, doar această categorie de oameni nu au crezut, nu au primit botezul, nu s-au pocăit. Farisei și cărturarii. Și nu poate fi atât de absurd asta? Pentru că acel botez, acea pocăință nu era altceva decât baza pentru a intra în împărăția cerurilor. Și vine Domnul Iisus la un moment dat și face o afirmație foarte, foarte șocantă pentru lumea de atunci, pentru farisei de atunci. Vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția cerurilor, iar voi fi împărăției veți fi scoși afară. Și după optica noastră, vă dați seama, e ceva tulburător, ceva ciudat. Cum adică? Oamenii aceștia imorali să intre în împărăția lui Dumnezeu, iar oamenii aceia foarte înguși, cei mai religioși, aceștia să fie în afara împărăției? Și mesajul tocmai asta ne spune. Fiul acela risipitor, fiul acela care a dus o viață destrăbălată, într-o zi se pocăiește, se întoarce la tata acasă. Iar fiul cel care am păzit poruncile tale, niciodată n-am ieșit din cuvântul tău, eu totdeauna am ascultat de tine, stă afară și nu intră în casă și nu vrea să intre și nu vrea să se bucure și vor rămâne afară din împărăție. Și întreb eu acum, oare care extremă este mai periculoasă? Pentru că observați că din extrema aceasta libertină, din extrema aceasta mai ușor te pocăiești. Dar din aceea că ești prea neprihănit și ești prea sfânt și ești prea legalist, se pare că nu mai există pocăință. Prea puțin din farisei au crezut în Iisus, prea puțin dintre farisei l-au crezut pe Ioan, prea puțin dintre farisei, pentru că erau religioși, neprihăniți, dar și mândri. Se mândreau cu neprihănirea lor, se lăudau cu religia lor, se băteau cu pumnul în piept cine sunt ei și ce religie au și ce statut au și cât de sfinți sunt ei. De ce i-a condamnat Iisus pe farisei chiar și prin această ilustrație? Sau în ce fel îi reprezintă fiul nerisipitor pe cărturari și farisei? De ce nu s-a bucurat fratele cel mare? Și vrem să răspundem la această întrebare. De ce nu s-a bucurat fratele cel mare? Cine sau ce i-a întunecat bucuria? Și răspunzând la această întrebare, să ne putem răspunde și nouă astăzi, de ce în bisericile noastre, de ce în biserici în general, de ce în viața creștinilor, lipsește bucuria și mai precis, bucuria mântuirii? De ce nu mai este ca altă dată? De ce biserica nu se bucură atunci când cineva se întoarce la Domnul?
De ce biserica nu se bucură atunci când se face o evangelizare? De ce biserica sau fiul cel mare, fiii nerisipitori, nu se mai bucură, nu-și doresc, ba chiar sunt supărați, ba chiar sunt indignați, ba chiar sunt nervoși că se întorc fiii risipitori acasă și lor li se pare cea mai mare nedreptate. Noi care am muncit, noi care am făcut și uite vine nu știu cine și uite cum este primit. Și chiar sunt foarte supărați. Oare cine sau ce ne-a furat bucuria? Cine ne întunecă și nouă bucuria? 5 motive pentru care eu cred că acest fiu nerisipitor nu s-a bucurat. Nu s-a bucurat de întoarcerea fratelui său, de întoarcerea fiilor risipitori. Sunt 5 motive care pot exista și în viața noastră. Pot exista în inima noastră. Primul este concentrarea doar pe muncă, doar pe slujire. Acest fiu a venit și a spus, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Nu-i rău că slujești, nu-i rău că muncești, dar dacă munca, dacă regulile sunt mai importante decât relațiile, ai greșit totul. Sunt oameni concentrați doar pe slujire, doar pe reguli, doar pe disciplină și asta este de fapt definiția legalismului. Ne interesează doar legea, doar principiul. Oamenii îi călcăm în picioare. Bine, e un om acolo, uite, săracul, așa s-a născut el, n-a mers niciodată pe picioarele lui. A venit Iisus, l-a vindecat și a spus, ia-ți patul și du-te acasă. Mie nu-mi pasă deloc că acel om n-a mers niciodată, că e prima dată în viață când merge și el pe picioarele lui. Și în loc să mă bucur de vindecarea acelui om, eu vin și scot legea, aia e ziua sabatului azi. Și se ia la ceartă cu ei și spune, lasă, te punem noi sub disciplină, cum îndrăznești tu să ceri vindecare în ziua sabatului? Vor să-l pedepsească pe Iisus că îndrăznește să calce ziua sabatului și să facă bine, să vindece un om. Sau un om cu mâna uscată, sau niște oameni flămânzi care trebuie să mănânce spicele de grâu. Oameni care țin mai mult la slujire, mai mult la muncă decât la relații. Acest tânăr, acest fiu, a fost interesat doar de muncă, muncă și el vedea familia și vedea relația lui cu tată doar prin muncă. Lui nu-i păsa că tatăl acela ani de zile plângea. El era interesat de muncă, el credea că pe tata îl interesează doar muncă. El nu știa că tatăl plânge. El nu știa că tatăl este disperat, este dezamăgit. Dar pe el nu-l interesa asta. Pe el atât îl interesa munca, slujirea, asta să meargă totul bine, să fie totul perfect și atât. Slujire și nu relații. Eu îți slujesc ca un rob. Dar nu era un fiu adevărat care să împărtășească durerea tatălui, care să împărtășească suferința lui, lacrimile lui. În al doilea rând, eu cred că ceea ce a întunecat bucuria acestui fiu au fost regulile autoimpuse. În general, legalismul aduce niște reguli pe care oamenii și le impun. Pavel le numește încredințări personale. El a spus așa, mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Și tata se uită la el și spune, fiule, dar tot ce am eu al tău, cine nu te-a lăsat să te bucuri? Când ți-am spus eu că tu n-ai voie să ieși cu prietenii, să te veselești, când am pus eu regula asta, că acum te auzi pe tine, că tu atât de mult doreai și mie nu mi-ai dat niciodată. Știți care e problema multor creștini? Ei stabilesc niște reguli în mintea lor, la care Dumnezeu nu s-a gândit niciodată, dar fac din astea niște reguli foarte stricte, așa cum au făcut farisei, niște reguli. Dacă citiți Talmudul, rămâneți uimiți de câte reguli au inventat ei, pe lângă cele 10 porunci, pe lângă legile ceremoniale, câte au scos și câte au adăugat, te doare capul până unde au ajuns ei cu imaginația lor.
Și vai, 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 dacă cumva ai călcat una din regulile astea. Reguli autoimpuse, adică ei singuri și-au pus regulile, nu tata a pus regulile astea, n-a fost un tată tiran care a spus n-ai voie să te veselești cu prietenii, n-ai voie măcar un ied, n-ai voie asta, nu. Nu i-a spus tata asta. Au fost regulile din mintea lui, din capul lui. Și problema legalismului este tocmai asta, știți cum e? Mai era aici faptul acesta că auzea muzică și jocuri. Știți, foarte multe, foarte multe, pentru că următorul punct este tocmai confuzia. Ce te împiedică pe tine să te bucuri e confuzia. Când faci confuzie între voia ta și voia tatălui. Când tu crezi că dacă tu gândești așa, eu n-am voie să mă veselesc, eu n-am voie să iau măcar un ied, eu n-am voie să ies cu prieteni și consideri că asta vrea și tata. Și tata se uită, dar tu aveai voie, prietene. Fiule, tu aveai voie, că tot ce e al meu e al tău, tu puteai să iei un ied, să te bucuri. Eu nu te-am oprit. Eu n-am spus asta e al meu și tu când o să ai, tu ai tăi și când o să ai iedul tău și când o să ai banii tăi, atunci să mergi. Nu, e al tău. Cine nu te-a lăsat să te bucuri? Regulile autoimpuse, confuzia, voia lui considerată și voia tatălui, spunea el, niciodată nu ți-am călcat porunca. Ce mare minciună! Ce mare minciună! Că asta e de fapt fariseismul, este de fapt ipocrizia. Niciodată nu ți-am călcat porunca. Păi uite, fiule, eu acum te rog, observați, tatăl îl ruga să intre și el nu vroia. Dar de aici se lăuda, eu niciodată nu ți-am călcat porunca, zău? Și dacă nu mai călca porunca, de ce nu intri în casă acum? Dacă ești așa de ascultător, de ce nu intri în casă? Și observați cât de răzvrătit era, dar eticheta lui era, eu niciodată nu ți-am călcat porunca. Eu nu ți-am ieșit din vorbă niciodată. Eu de atâția ani slujesc ca un rob, eu ascult, eu sunt meticulos, eu le fac pe toate. Dar uite acum, când trebuie să faci ceea ce trebuie, tu nu faci nimic și te încăpățânezi. Exact asta făceau fariseii. De aici ei se rugau. Ei aveau rugăciuni ca lumea să fie mântuită, ca Mesia să mântuiască toată lumea. Și acum când se mântuiesc oamenii, ei nu sunt bucuroși. Ei cârtesc. Ei murmură. Ei îl acuză pe Iisus pentru că stă la masă cu păcătoșii. De multe ori avem și noi părerile noastre, gândurile noastre. Fiecare este liber să aibă încredințările lui, dar cel mai mare pericol este să iei acele încredințări și să le pui pe seama lui Dumnezeu. Aud tot mai mult și tot mai des expresia asta, scrie în Biblie, și pe unii vezi așa de convins încă scrie în Biblie, că îi întrebi, dar unde scrie, frate, în Biblie asta? Că mai citesc și eu, mai văd și eu, știu și eu Biblia. Toate părerile lor le pun în Biblie. Dacă lor nu le place chitara, ei spun, nu place lui Dumnezeu. Dar de unde știi tu că nu-i place lui Dumnezeu? Ce ai fost tu în cer și ți-a dat Dumnezeu partitura și nu era chitara trecută acolo? O, muzica asta nu place Domnului. Dar de unde știi tu? Când ți-a spus Dumnezeu care e muzica aceea care îi place lui? De unde știi tu? Ai fost un cer să auzi cum cântă îngerii și acum vii și ne spui, nu, stai, nu cântați cum cântă îngerii, nu cântați ca în cer. Voi, muzica asta nu place Domnului. Dar așa sunt oamenii. Dacă el e fixat pe acordeon, gata, acordeonul nu-i bun. Dacă e fixat pe tobe, n-au ce căuta tobele. Părerile lor, limitele lor, regulile lor, le pun pe seama tatălui. Le pun pe seama lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i de acord cu asta. Și e normal că după aceea nu sunt bucuroși când a auzit el muzică și jocuri. Păi stai puțin, eu nu m-am veselit nici măcar la un grătar, n-am mers cu prietenii și când vine fratele meu, muzică și jocuri, asta e prea de tot. S-a întărâtat de mânie. Știți de câte ori, câte experiențe, zeci și sute de experiențe, să vezi, vii în biserică, vezi câteodată o predică, o cântare frumoasă, un program, o rugăciune, ceva. Și vezi de aici oameni care pleacă nervoși, supărați, îmbufnați, încruntați. Și stau să mă întreb, cine va fura bucuria? Ce îți fură bucuria? Pentru că dacă ești un copil al lui Dumnezeu,
Dacă te bucuri cu cel ce se bucură, este bucurie când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Și ar trebui să fie totdeauna. Și dacă niciodată nu a pus să te bucuri pentru că e călcată regula asta, cealaltă, încredințarea asta, știți că asta înseamnă legalismul, sunt oamenii care nu reușesc să se bucure niciodată, pentru că e totdeauna un metru după ei, nu-i suficient, nu-i asta, stai că nu-i asta, totdeauna când vin la biserică văd una nu-i așa, celălalt nu-i așa, cealaltă nu-i așa, și găsesc motivele pentru care stau afară și nu se bucură niciodată. Și au tot felul de motive, și tot felul de reguli, și tot felul de încăpățânări. Pentru că, al patrulea motiv pentru care acest tânăr nu s-a bucurat, ce a întunecat bucuria? Suspiciunea, bănuielile rele. A început el să spună, acest fiu al tău care ți-a mâncat averea, cu, dar de unde știi tu ce a făcut el? De unde știi tu? Și de unde știi tu că nu s-a schimbat? De unde știi tu că el nu este iertat? De unde știi tu că Dumnezeu când restabilește o viață, tu poți să-L judeci pe un om, dar poate omul acela și-a rezolvat problema înaintea lui Dumnezeu și în ochii lui, el este un iertat, un mântuit. Și tu îl disprețuiești și îl vorbești de rău și poate îl jignești. Dar el este deja copilul lui Dumnezeu născut din nou. Cine ești tu ca să judeci pe aproapele tău? Dar asta făcea el. Ba, chiar îl acuza și pe tatăl lui. Tu ești nedrept, cu alte cuvinte. Mie niciodată nu mi-ai dat. A venit acest fiu al tău, ți-a mâncat averea și acum lui îi dai și mie nu mi-ai dat. Ești nedrept, cu alte cuvinte, cam asta i-a spus tatălui. Ești nedrept. Nu mi-ai dat mie ce meritam și i-ai dat lui ce nu merita. Și asta înseamnă nedreptate și eu nu pot tolera asta. Și sunt oameni care nu se pot bucura, nu se pot bucura de pocăința altora, nu se pot bucura de întoarcerea altora. Pentru că în al cincilea rând, ce i-a întunecat bucuria, ce l-a oprit pe acel tânăr să se bucure, a fost și încăpățânarea. Textul ne spune că nu voia să intre în casă, nu că nu putea. Nu voia. Asta înseamnă încăpățânare. Când nu vrei. Nu vrei să te bucuri. Nu vrei să participi la bucurie. Nu vrei să-l vezi pe fratele tău. Nu vrei să auzi. Nu vrei să participi. Nu vrei să fii acolo. Nu vrei să stai la masă. E decizia ta. E opțiunea ta. Nu e altuia. Nu că el a vrut, eram departe, tata, asta e, nu pot să ajung, eu nu pot să ajung seara asta la biserică. E o diferență între nu pot și nu vreau. El a decis că nu vrea să se bucure, nu vrea să se bucure, nu vrea să vadă pe alții. Nu vrea să vadă pe alții că se bucură. De aceea, în această seară, vreau să ne gândim, oare nu cumva lipsește bucuria mântuirii din viața noastră? Oare nu cumva lipsește bucuria mântuirii din biserică? Pentru că ne-am făcut și noi tot felul de scenarii în mintea noastră, pentru că ne-am concentrat doar pe slujire, doar pe reguli pe care noi le-am pus și pe noi ne interesează doar regulile, nu ne interesează omul. Ca fariseii care se uitau, fariseii la un moment dat îl pândeau. Au mers în sinagogă în ziua sabatului și stăteau acolo și îl pândeau să vadă. O să facă vreo minune, că abia așteptăm să-l prindem, vrem să-l prindem, vrem să-l filmăm, vrem să-l publicăm. Pe ei nu interesau problemele oamenilor care aveau atâtea și atâtea necazuri în viață, nu interesa asta. Interesa cum deși permite Iisus să vindece, noi trebuie să-l prindem, trebuie pe el să-l eliminăm. Acest fiu nerisipitor nu era interesat de durerea tatălui care ani de zile a plâns și și-a așteptat fiul. Nu i-a păsat de asta. Acum îi păsa de el, de nedreptatea lui, de ce i s-a părut lui. Pentru că el, în relația lui cu tatăl, n-a văzut altceva decât munca, decât robia. El era ca un rob, atât, rob. Trebuie să fac asta, trebuie să fac asta. Dacă am făcut asta, eu sunt fiu. Dar dacă tu nu simți inima tatălui, nu simți durerea tatălui,
regulile tale sunt egale cu zero. Dacă în această seară tu nu stai să asculți inima lui Dumnezeu care plânge efectiv pentru cei disperați, pentru cei păcătoși, pentru cei pentru care El bate la ușă, tu spui, oh, e prea păcătos. Însă Dumnezeu spune, eu vreau să-L chem, că eu de asta L-am trimis pe Fiul meu. Eu am venit, spunea Iisus Hristos, am venit pentru cei păcătoși. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Ori ei erau supărați, acești farisei erau supărați că Iisus vine pentru cei bolnavi, pentru cei păcătoși. Și erau tulburați pentru că cei păcătoși erau mântuiți. Și asta se pare că este problema multor creștini de tipul fiu nerisipitor. Se concentrează doar pe slujire. Noi trebuie să facem asta, dacă facem asta, am făcut asta, suntem ok. Regulile autoimpuse, noi ne autolimităm. Ne punem noi niște reguli și apoi confundăm voia noastră cu voia Tatălui. N-ai voie să faci asta, n-ai voie. Și Pavel spune, sunt mulți care pun tot felul de reguli și ar avea iudaizatorii pe atunci. Spuneau că nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Trebuie ca și cum Dumnezeu pentru asta ne-a creat, doar să ne pună niște garduri, niște legi și acum circulați băieți bine și dacă vă descurcați e totul ok, dar nu interesează deloc dragostea ta pentru Dumnezeu. Ceea ce vrea Dumnezeu în această seară de la fiecare dintre noi este să simțim inima Tatălui care așteaptă un fiu risipitor. Tu poate îl desconsideri, îl disprețuiești pe un tânăr, pe oricine ar fi el, un păcătos, un nemernic, ai spune tu, un netrebnic, un fiu risipitor. Dar tatăl, așa cum este el, mirosind a porci, a cloacă, cu hainele acelea, cu mirosul acela după el, insuportabil, de nesuferit, tu n-ai dat doi bani, tu ai stat cât mai departe de el, dar tatăl acela a venit și l-a îmbrățișat. L-a sărutat, s-a aruncat pe grumazul lui, n-a spus că mi-e scârbă, miros și urât, stai întâi să rezolvăm. Nu, așa cum era, l-a primit. În schimb, fratele lui, acum că era cu hainele schimbate, acum că era spălat, acum că era curat, acum că era schimbat în totalitate și pe dinăuntru și până afară, nu vrea să dea mâna cu el, nu vrea să stea la masă cu el. Pentru că asta înseamnă fariseismul. Și din păcate poate exista și în zilele noastre acest tip de problemă. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze. Vreau ca Dumnezeu să se atingă de fiecare inimă și să putem, pentru că asta cred că lipsește bisericii în general, bucuria mântuirii, care ar trebui să se vadă în evanghelizare. Din potrivă, știți cum e? Vedem oamenii invers, adică în loc să zică oamenii datoria bisericii este să mântuiască pe cei păcătoși, e să predicăm Evanghelia, să mergem. Unii sunt supărați, dar unde au plecat? Dar ce trebuie să predice? Nu știu, dar ce ne trebuie? Că noi aici trebuie noi să fim, că în rest nu ne interesează pe noi de evanghelizare. Se pocăiește altul, ce ne trebuie? Noi aici, noi de noi să fim și atât, în rest nu ne pasă de alții că mor în păcatele lor. Și nu interesează decât regulile lor, și nu interesează decât munca lor aici, că robă, aici trebuie să facem, să meargă bine și în rest nu ne pasă de ceilalți. Dar a venit o zi când în casa aceea în care până atunci au fost doar lacrimi, au fost doar priviri din acelea în care tatăl printre lacrimi se tot uita, oare vine fiul, oare se va întoarce într-o zi, iată că a venit ziua aceea mult, mult așteptată. Și fiul s-a întors acasă și tatăl s-a bucurat și nu mai putea de bucurie. Dar s-a găsit cineva care să critique. S-a găsit cineva care să stea nervos pe afară, întărâtat de mânie, nu voia să intre în casă. Cineva care a spus, eu nu sunt de acord, asta e nedreptate. Noi pocăiți de atâția ani, noi cu atâta vechime, noi atât de stricți, atât de meticuloși, atât de riguroși, atâta disciplină avem noi, noi cu atâta pocăință că nu mai încape. Și vine acum păcătosul acesta și uite câtă cinste îi se dă și uite ce masă îi se pune în față și uite ce frumos e totul acum și asta e nedreptate. Și stau departe de bucurie. Stau departe de bucurie. Faptul că noi nu am experimentat o anumită bucurie nu trebuie să ne oprească din a ne bucura.
Fiul acela nu s-a bucurat niciodată, el nu s-a bucurat nici cu prietenii, pentru că viața lui era o viață lipsită de bucurie. Era doar de reguli, muncă, 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 niciodată nu s-a bucurat. El niciodată nu s-a veselit. Și asta o spune el, niciodată. Nu s-a veselit cu prietenul lui. El nu a știut ce înseamnă bucuria. Faptul că noi nu suntem obișnuiți cu muzică și jocuri pentru că slujim, nu trebuie să ne oprească din a ne bucura. El a spus, stai puțin, eu muncesc, eu transpir și acolo e muzică și jocuri. Nu se poate, nu sunt de acord cu asta. Și nu voia să intre în casă. Faptul că noi am meritat mai mult decât alții aprecierea, bucuria și sărbătoare nu ar trebui să ne împiedice și să ne oprească din bucurie. Dacă la prima vedere e normal, el merita mai mult. A rămas lângă tata, a rămas acasă, a muncit. Da, teoretic merita mai mult. Dar iată că acesta este paradoxul. De asta vreau să fiu bine înțeles. Nu critic faptul de a fi conservator, noi suntem și trebuie să fim și trebuie pocăința să fie pocăință. Dar trebuie să avem mare grijă ca nu cumva, după ce noi am păzit poruncile, după ce noi am slujit, după ce noi muncim, să se nască în noi mândria, superioritate, că noi suntem mai buni decât alții, că noi am meritat mai mult și să nu ne bucurăm apoi de faptul că păcătoșii se întorc la Dumnezeu. Și să nu ne bucurăm de faptul că Dumnezeu iartă pe alții care au făcut dita mai păcatele, când noi am fost, niciodată nu ți-am ieșit din cuvânt. Totdeauna am spunea el, porunca ta, slujesc ca un rob de azi și niciodată nu ți-am călcat porunca, nu ți-am călcat porunca. Un om care spunea el, am împlinit totul. Faptul că noi suntem religioși, neprihăniți sau conservatori, nu trebuie să ne oprească din a ne bucura. Fii cât poți de conservator, fii cât poți tu de neprihănit, dar nu uita că niciodată nu ești îndeajuns de neprihănit și ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și bucură-te când cineva se întoarce la Dumnezeu, bucură-te. Și cred că biserica are nevoie mai mult astăzi, mai mult ca oricând. Biserica are nevoie de această atitudine de bucurie, de veselie, cred că lipsește. Cred că ar trebui mai mult să ne bucurăm mai mult, să-i primim cu mai multă bucurie pe cei care se întorc la Dumnezeu, să privim mai cu milă spre cei care s-au depărtat de Dumnezeu. Pentru că e ușor să arunci cu piatra. Fariseii asta știau. Au văzut o femeie, au prins-o și gata, imediat piatra și s-o terminăm. Nu le păsa de nimic altceva. În schimb, Dumnezeu pentru un păcătos l-a dat pe Fiul Său să moară. Și de aceea Dumnezeu privește altfel oamenii. Îl privește altfel pe un păcătos, nu doar ca pe un rebut, nu doar ca pe unul care trebuie eliminat sau trebuie să stai cât mai departe de el, ci un tată care abia așteaptă să se întoarcă acasă. Și tatăl vrea că atunci când fiul risipitor se întoarce acasă, bucuria lui ar fi trebuit să fie mai mare și că fratele lui se bucură. Vă dați seama cu cât a întunecat bucuria tatălui său acest frate, al fiului risipitor? Dintr-o dată parcă se schimbă rolurile. Până acum am fost întristat pentru fiul risipitor, a venit fiul risipitor, mi-a compensat bucuria, acum am o bucurie imensă. Dar stai puțin, că avem problemă cu farisei, că ei nu sunt de acord, că ei nu pot accepta, că ei n-au aceeași părere, că ei acuză, că ei nu stau la masă cu păcătoșii, că ei nu dau mâna cu risipitorii, că ei nu stau cu oricine. Și drama acestui tată, din păcate, este încă o dramă care continuă. Pentru că, pe de o parte, se întorc fiii risipitori acasă, pe de altă parte sunt fiii nerispitori afară din casă și nu vor să se bucure, pentru că refuză să se bucure, se încăpățânează. Dar cu eticheta că ei n-au călcat niciodată porunca, că ei slujesc de atâția ani ca robii, că ei sunt sfinți, că ei sunt neprihăniți și că ei merită mai mult și Dumnezeu nu le-a dat mai mult. Să avem mare, mare grijă. Să simțim inima Tatălui care așteaptă fiii risipitori.
și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Eu cred că sunt multe cazuri de fii risipitori. Bine ar fi, dacă vreți să n-aveți atitudinea fiului nerisipitor, cred că ar trebui în seara aceasta mai mult să ne rugăm pentru fii risipitori. Sunt atâția. Sunt tineri care s-au depărtat de biserică. Sunt familiști care s-au depărtat de biserică. Sunt familii care trec prin diverse situații. Familii în divorț, familii cu probleme, familii în ceartă, în conflict. Sunt atâtea și atâtea cazuri. Și noi nu suntem chemați să-i judecăm. Suntem chemați să-i ajutăm. Suntem chemați și observați cum tatăl le-a spus apoi robilor, aduceți haina, tăiați vițelul, pregătiți, organizați, oameni implicați în bucurie. Și tu poți fi un om implicat în bucurie, poți să faci ceva când se întoarce fiul risipitor acasă. Și să nu stai supărat, să nu stai nervos că tatăl e prea bun, e mai bun decât ai fi tu. Și să ne bucurăm atunci când ei se vor întoarce, pentru că mai devreme sau mai târziu, mulți din acești fii risipitori se vor întoarce într-o zi acasă. Și bine ar fi să găsească acolo doar oameni care se bucură. Și să dea Domnul să nu fie niciunul care să stea pe afară, că e prea nervos, că e prea supărat, că e prea nu știu cum ca să stea la masa aceea, ca să stea la bucurie aceea, să fie părtaș bucuriei. Să dea Domnul ca toți să ne bucurăm, toți să ne veselim, spunea tatăl, trebuia să ne bucurăm. Pentru că asta e normalitatea. Ai pierdut, recuperezi, găsești. Ai pierdut o oaie, o cauți până o găsești. Ai pierdut un ban, îl cauți până îl găsești. Ai pierdut un fiu, îl găsești, te bucuri, pentru că asta e normalitatea la care ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze.